Emoții și lacrimi la întâlnirea profesorilor cu absolvenții Liceului Teoretic Alexandru cel Bun din orașul Rezina. Foștii absolvenți din diverse promoții și profesorii și-au amintit cu nostalgie de acei frumoși ani de școală. Noi, părinții voștri spirituali, suntem nespuși de bucuroși că generațiile de elevi ai instituției noastre își găsesc cu certitudine locul în viață, grație cunoștințelor asimilate aici și, desigur, frumoasei atitudini dintre profesor și elev. Revenirea la cuibul pe care a zburat e un prilej bun de a vă răscoli amintirile. E un prilej de a vă vedea și revedea banca, clasa, dragă, de a vă revedea voi, colegii, între voi, de a vă saluta, a vă da o mână caldă și a vă întreba așa, ce mai faci, colego? Ce mai faci, colegule? Așa, în realitate, nu pe cale virtuală. Și bineînțeles, de a vă revedea dascălii. Pentru că noi, cei rămași aici, primele învățătoare, diriginții și toți profesorii de la disciplinele școlare, să știți, că ne bucurăm foarte mult de voi. În primul rând ne bucurăm că vă avem oaspeți în seara aceasta. Și ne bucurăm pentru toate succesele și reușitele voastre. Ne bucurăm pentru orice treaptă urcată pe scara carierii voastre. Ne bucurăm și de viața voastră privată. Ne bucurăm atunci când vă vedem în postură de mămici și tătici. Colegile mele, fiecare și-a zis, uite, de la mine să spui asta, de la mine să spui asta. Prima care a fost, zice, să spui că noi am construit școala. De ce? Am să vă spun de ce. Fiindcă eram clasa nouă absolvență a școlii de pe strada Păicii, și ca să se finiseze lucrările mai repejor și să intrăm la 1 septembrie în școală, deci vă rog frumos să vii toți. Și iată noi două luni de vară am cărat apă pentru denguiala, pentru fetele de la școala profesională, ca să lucreze mai repede. Și respectiv vreau să zic că am și o diplomă de merit pentru lucrul ăsta. Și vă mândresc că, într-adevăr, am depus foarte multă dragoste și multă inimă chiar în ceea ce ține de pereții acestei școli. Aici am scris primele versuri în acest liceu. Aici am învățat grafia latină, pentru că am reușit. Înainte de a pleca de aici, doamna Ala Romanov a reușit să... Deși ea ne-a arătat și înainte de a trece oficial la grafia latină, ne-a învățat alfabetul și ne-l-a arătat cum să-l scriem. Aici priveam la clasele, la unii elevi din clasele mai mari. Mă mândresc că mi-am făcut studiile aici. Probabil mă mândream cu orice instituție de unde veneam, dar văd că aici se cultivă, nu doar este o casă a cunoștințelor, ceea ce este foarte important, și calitatea studiilor, dar este o casă, un cuibușor de nebunii, câteodată, în sensul pozitiv al cuvântului, când văd doamnele profesoare, administrația liceului, cum aleargă și aseară am văzut că ultima dată era pe la 9 pe aici, pe la 8, că nu mai țin minte cât era. Acum iarăși de dimineață pe la liceu, deci vreau să vă asigur cei care ați venit de departe și vedeți cu alți ochi poate ceea ce se întâmplă azi în liceu, vreau să vă asigur că aici se muncește și ziua și noaptea. Am adus doi clopoței ca un simbol a chemării. Doamna Stoc era foarte exigentă cu noi când ne cerea să învățăm simbolurile. Și unul din simboluri era... Și aceasta înseamnă că, cum fostul meu coleg de liceu, Eugen, a spus că e foarte bine să găsiți timp și să veniți. De ce vă spun, chiar veniți. Hai la anul, mai mulți fiți. Sunt tare bucuros și mândru că am absolvit liceul. Anume Alexandru cel Bun, ați
Ați pus o bază puternică, cel puțin în persoana mea, oriunde nu ne-am aflat în lumea asta, mereu aducem aminte că studiile care le-am primit aici au fost unele puternice și ne-au ajutat foarte mult în viață. Am avut și eu marele noroc să fiu absolvent al Liceului Teoretic Alexandru cel Bun. Astăzi vreau să mulțumesc din suflet profesorilor care mi-au fost alături timp de 12 ani, pentru cunoștințele date, pentru puterea și răbdarea de care au dat dovadă și pentru sfaturile utile până în prezent. Pentru răbdare, pentru tot efortul depus în noi și avem un mare merit al dumneavoastră, pentru că astăzi suntem exact așa cum suntem. Mulțumesc frumos! În semn de recunoștință și omagiu pentru profesorii care nu mai sunt în viață, absolvenții și dascăle instituției au ținut un minut de reculegere. Plină de emoții, pe are de vânt, mă duc la alte generații din corpul didactic al acestei instituții, care cu sacrificiu, cu vocație, indiferent de salariu, de atitudine la nivel de stat, s-au topit pentru copii. Și permiteți-mi acum, ca să nu fac nominalizări, dar din ceruri să se bucure și profesorii care au știut să vă conducă, dar astăzi nu sunt pentru noi. Și în semn de recunoștință pentru tot ce au făcut, pentru faptul că s-au topit pentru copii, eu vă rog să continuăm pentru o minută de reculegere. Administrația liceului a organizat o festivitate specială pentru toți cei prezenți. Elevii instituției au prezentat un program artistic de dansuri și cântece. Tradiționalele întâlniri cu absolvenții se organizează în prima sâmbătă din luna februarie. Mai multe detalii de la întâlnirea absolvenților Liceului Teoretic Alexandru cel Bun din orașul Rezina, vizionați în ediția specială pe postul Elita TV.